v-am regăsit la o nouă emisiune, să ne descoperim Bucureștiul și împrejurimile acestuia și ne aflăm în fața unui palat care ne reprezintă inclusiv ca stil românesc, unicul stil brâncovenesc, neobrâncovenesc, venind din vremea lui Constantin Brâncoveanu, un palat construit chiar de domnitor. Domnitorul Constantin Brâncoveanu, cel care a fost decapitat în 1714 la Constantinopol, pentru că nu a vrut să-și părăsească religia și credința ortodoxă creștină, împreună cu cei patru fii ai săi, cu sfetnicul său Enache Văcărescu și... Acest complex cuprinde mai multe clădiri. Vom începe cu cea din stânga, care este biserica dedicată Sfântului Gheorghe, o biserică construită chiar cu un an înainte de a deveni domnitor Constantin Brâncoveanu, în 1688. O biserică împodobită cu frește în 1705. Vom descrie puțin în amănunt fiecare element al acestui complex, dar de cum intrați dinspre Mogoșoaia către complexul Mogoșoaia, se spune că ar fi aparținut boroierului Mogoș în secolul al XV-XVI-lea, iar Constantin Brâncoveanu a fost impresionat de frumusețea locului, de ieșirea spre lac, apusurile frumoase care se pot fi privite chiar din logia din spatea balconului, iar locul fiind practic între București și fosta capitală a țării românești, Târgoviște, s-a decis să cumpere acest teren și să construiască una dintre reședințe. După cum vă spuneam, pentru fiii săi a construit câte un palat. Aceasta ar fi fost destinată celui de-al doilea, Ștefan. Complexul cuprinde, pe lângă Biserica Sfântul Gheorghe, Turnul Porții, înălțat înainte de 1702, restaurat între 1930-1980, cel de la intrarea în palat, cu bolta rotundă. În partea dreaptă vom vedea cuchnia sau bucătăria brâncovenească, realizată între 1681-1702, cu turnul de ventilație refăcute în anii 1965. Palatul propriu-zis, care se află în partea centrală a curții principale, terminat de Constantin Brâncoveanu în 1702 și dăruit fiului său Ștefan, restaurat însă integral de Marta și George Valentin Bibescu între 1912-1927, casa de oaspeți pe care o veți vedea amplasată după ce trecem de Turnul Porții în partea stângă. Aceasta a fost construită ceva mai târziu, în 1870, pe amplasamentul unui conac din secolul XVII și refăcută de George Matei Cantacuzino între 1922-1930. Totodată, alte clădiri conexe, anexe ale palatului sunt ghețăria. Înainte de 1900, aici se păstrau sub stuf blocuri de gheață din lacul Mogoșoaia, construcție restaurată și ea în 1960. Serele, o construcție nouă, să-i spunem, făcută tot de Nicolae George Bibescu, într-un atelier parizian și montată aici pe loc în 1890, refăcute și ele în anul 2002. Și cavoul familiei construit de Nicolae George Bibescu în 1870, restaurat și acesta în 1997. Astăzi, acest complex, pe lângă faptul că găzduiește Muzeul de Artă Brâncovenească și a aparținut bună oară în perioada comunistă, după ce a fost naționalizat, confiscat urmașilor Martei Bibescu,
ficei acesteia, Valentina, ea fiind arestată împreună cu soțul său, a fost în posesia Muzeului de Artă. Pe lângă faptul că este un muzeu, aici se realizează concerte, în special de muzică clasică. S-a dovedit că încăperile au o foarte bună acustică datorită stilului construcției, boltelor. Vă propun să începem cu biserica, un locaș foarte drag lui Constantin Brâncoveanu. Veți observa că în zidul de apărare, să-i spunem, al palatului, lângă turnul de veghe, de supraveghere, de la intrare, turnul porții, există o ușă specială, o poartă. Se spune că domnitorul ar fi venit pe această poartă dimineața și seara pentru a se ruga în incinta bisericii. Pe fațada bisericii, chiar în pridvor, unde în partea stângă avem o rugăciune închinată Maicii Domnului, avem fresca Maicii Domnului care ne-l arată pe Iisus Hristos, Salvatorul omenirii, iar în partea din dreapta avem icoana Mântuitorului, tot frescă, acoperită pe fațada bisericii. Îl avem reprezentat deasupra pisaniei de fondare a bisericii pe Sfântul Gheorghe, Sfântul Gheorghe, cel care omoară balaurul. Totodată, îngeri sau Iisus Hristos, Emanuel, tânăr, protector al omenirii, cel milostiv, și o poartă foarte frumoasă, o poartă în lemn, sculptat. Partea din dreaptă, în pronaos, puteți vedea mormântul lui Gheorghe Valentin Bibescu, principele Bibescu, soțul Martei Bibescu, cea care și-a dăruit o bună parte din viață restaurării acestui obiectiv turistic. Bogăția frescelor pe care putem previ inscripțiile chirilice. Se știe că înainte de 1925, când Biserica Ortodoxă Română a devenit patriarhie și au fost recunoscute toate drepturile, nu aveam voie să folosim inscripția nici latină, dar nici în limba română, astfel că majoritatea bisericilor construite în secolele trecute erau inscripționate în slavonă, vechea limbă a bisericii, alfabetul chirilic. Mulțumim frumos! Putem vedea, este oarecum o limbă adaptată cumva și limbajului popular. Maica Domnului Fecioară, înconjurată de sfinți, Ierusalimul din ceruri, cei patru ierarhi, dar și sfinții Constantin și Elena, maica sa Elena, cei care au descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, sfinții Gheorghe și Nicolae în icoană, cei cărora le este dedicată biserica, și cei din urmă martirizați de către Biserica Ortodoxă Română pentru că nu au vrut să-și părăsească credința creștină străveche, au preferat să-și piardă viața în 1714 la Constantinopol. Constantin Brâncoveanu, domnul țării românești, fiind obligat să vadă martiriul celor patru fii ai săi, dar și al sfetnicului Enăchiță Păcărescu. În partea de naos a bisericii
Fresca este în o splendoare de culori. Biserica a fost restaurată, dar a păstrat aceleași canoane. S-a păstrat destul de bine fresca. Vedeți imagini din viața lui Iisus Hristos, minunile săvârșite de acestea, dar și cele mai importante evenimente, cina cea de taină, intrarea în Ierusalim, momentul când a spălat picioarele ucenicilor săi, crucificarea acestuia și coborârea de pe cruce, îngroparea lui Iisus Hristos, dar și momentul învierii, când mormântul a fost deschis, iar înăuntru s-a găsit doar Giulgiu, ultima scenă fiind învierea, când Iisus coboară în iad și dă mâna lui Adam și Evei, cei morți, pentru a readuce la viață, a le ierta păcatele. Și totodată, pentru că se apropie o sărbătoare mare, Odovenia, intrarea Maicii Domnului în biserică, vedem imagini cu viața Maicii Domnului, de la nașterea lui Iisus Hristos, prezentarea Maicii Domnului, aducerea ei la 3 ani de zile la templu, de către părinții săi, dar și un moment crucial pentru omenire, adormirea Maicii Domnului, când Maica Domnului merge la Fiul Său. Sărbătoare pe care o aniversăm, practic, ne amintim în fiecare an pe 15 august. În cupola care străjuiește Naosul, îl avem pe Iisus Hristos, Patocrator, protector al omenirii, însoțit de cetele îngerești, dar și de profeți, iar mai apoi de discipolii săi. Iconostasul se desfășoară pe 4 registre. Maica Domnului, în partea din stânga, aceeași icoană pe care aici o vedem pictată în foiță de aur. Am văzut-o la intrare pe peretele din pridvor, Maica Domnului arătându-L pe Iisus Hristos, Salvatorul. Iisus Hristos în partea din dreapta, începutul și sfârșitul, dar și icoane închinate Sfinților protectori ai Bisericii, inclusiv părticele din partea găsită a trupului lui Constantin Brâncoveanu. Se știe că după ce a fost decapitat, a fost aruncat în Bosfor cu ajutorul credincioșilor români și ai unor călugări de la Constantinopol. O parte din trup a fost retrocedat soției sale, iar astăzi se găsește înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe de la kilometru zero din capitală, una din cinta biserice. Avem și un alt cadou de mare valoare, mâna dreaptă a Sfântului Nicolae. Părticele din trupul său le găsim și în biserica ridicată de acesta, cum de altfel și Biserica Sfântul Gheorghe de la kilometru zero este tot operă a lui Constantin Brâncoveanu. Iconostasul mai prezintă pe cel de-al doilea registru imagini cu cele mai importante momente din viața religioasă creștină, de la nașterea Maicii Domnului, prezentarea acesteia la templu, buna vestire, nașterea lui Iisus Hristos, botezul Domnului, înălțarea, transfigurarea, până la crucificare, apoi momentul când se coboară ca un Duhul Sfânt, un porumbel asupra Maicii Domnului și Apostolilor, și final, să-i spunem, de an bisericesc, adormirea Maicii Domnului, pentru că anul bisericesc începe
la 1 septembrie și se termină, începe cu nașterea Maicii Domnului, care este de fapt sărbătorită pe 8 septembrie și se încheie cu adormirea Maicii Domnului în august. Dar și prezentarea Sfintei Cruci, o icoană de factură mai nouă, probabil, dar foarte, care completează foarte frumos acest al doilea registru al iconostasului. Pe cel de-al treilea îl găsim pe Iisus Hristos împărat în mijlocul celor 13 scene, având toți apostolii de o parte și de cealaltă a sa, 6 de o parte, 6 de cealaltă, dar și pe Sfânta Fecioară și Sfântul Ioan Botezătorul. Această reprezentare a lor poartă denumirea în arta bisericească, în iconografie, de Isis. Ultimul registru îl prezintă pe Iisus Hristos crucificat, plângerea Fecioarei alături de crucea fiului său, dar și Sfântul Ioan Apostolul, cel tânăr, care l-a iubit foarte mult pe Iisus Hristos. Deasupra crucii se regăsește Sfântul Iisus Hristos în chip tânăr, Emanuel. Bineînțeles că interiorul altarului o are întotdeauna pe Maica Domnului, Maica Domnului Fecioară, iar agățat de acest candelabru putem vedea un ou de struț. Vă spuneam într-un alt episod că România a devenit în ultimii ani producătoare de material de ecloziune, da, material genetic, să-i spunem așa, pentru reproducerea struților. Se vând ouă de struț de la noi, deși nu suntem o țară cu climat predominant cald, s-au aclimatizat foarte bine și sunt multe crescătorii, iar artiștii noștri plastici nu zăbovesc să decoreze, pentru că aceste ouă au o rezistență aparte. De ce oul? Pentru că se spune că de acolo este rotund și, deși nu s-a ajuns la concluzia cine a făcut întâi oul, cine a fost primul creat, oul sau găina, totuși oul reprezintă nașterea lumii și reprezintă simbolul pascal al învierii, astfel că îl vom găsi ca decorațiune nu numai pe masa de Paște, când lecionim, știm că în Biblie este scris că Maica Domnului și Sfânta Magdalena au dus la picioarele lui Iisus Hristos un coș cu ouă, picăturile de sânge care se prelângeau de pe trupul acestuia, au colorat aceste ouă. Acesta are motive tradiționale românești, regăsite și pe ie. Să continuăm vizita noastră la Palatul Mogoșoaia. Vedeți aici pe partea stângă, dar și pe partea dreaptă, la intrarea principală, acestea sunt tablourile votive. Tablou votiv însemnând cei care au construit biserica, de obicei prin intermediul Sfântului căruia este dedicată biserica, o dăruiesc lui Iisus Hristos sau Maicii Domnului. În partea stângă l-avem pe Constantin Brâncovean cu cei patru fii ai săi. În partea dreaptă, Doamna Maria cu cele 7 fiice. Cele care au dat, practic, o parte dintre urmașii familiei, o parte moștenind acest palat. Doamne ajută, mulțumim! Să profităm de această poartă special creată de domnitor pentru a avea un acces direct și nu pe aleea principală, puțin ocolit către biserică, și să pătrundem în incinta frumosului complex, unde astăzi vă spuneam la interiorul palatului sunt realizate concerte de muzică clasică, însă în incinta curții
foarte multe evenimente mondene, evenimente, să-i spunem, cu iz religios, căsătorii, dar foarte multe filmări se realizează totuși. Palatul poate fi regăsit, este, putem spune, o emblemă a stilului brâncovenesc, cel care a creat, Constantin Brâncoveanu, a fost un mecena al artiștilor. El a adus în secolul 17, început de secolul 18, în țara românească, foarte mulți artiști ai Renașterii. Acest stil, care are o amprentă venețiană puternică, ne aduce în prim plan această cărămidă dezolită, frumoasele arce susținută de coloane, amprentă românească și acest privor. Este de menționat faptul că până în secolul 19, clădirea a avut scară de acces la etaj numai pe la exterior. Ceea ce vedeți, această frumoasă, acest frumos balcon, logie, pridvor de nivel superior, cu scară, cu broderie, cu încadramente ale ferestrelor, totul amintind un pic de stilul Renașterii venețiene. Palatul se spune că ar fi fost construit, vă spuneam, la sfârșit de secol 17, încheiat în 1702, a și construcție, pe două niveluri, nivelul de la parter având 8 camere unde locuiau slujitorii. Viața de la palat la final de secol al 17-lea era tumultoasă. Veneau persoane din toate colțurile lumii, petreceri se țineau, banchete. Se spune că în bucătăria palatului, pe care o avem în partea dreaptă a turnului porții, cum intrăm, cuhnia, se găteau peste 70 de feluri de mâncare. Și ceva foarte interesant, descris în cărțile care vorbesc despre viața Palatului Mogoșoaia, se spune că farfuriile cu feluri de mâncare nu erau ridicate după consumarea primului fel și se punea următoarea farfurie peste ce rămânea în farfurie. Astfel că mesenii, unii dintre ei, se știe că statura în vremea respectivă nu era foarte mare, ca să se poată vedea de farfurii, de turnul de farfurii care aveau în față, erau nevoiți să ciocnească, să se ridice în picioare. Asta pentru, să spunem așa, o opulență și bunul trai pe care îl aveau la vremea respectivă. Un o caracteristică specială a acestei bucătării sunt acele turlunețe pe care le vedeți, dar și bolta, care inițial a fost construită pe un singur pilastru de susținere, cărămizile fiind așezate în trepte, una peste cealaltă, ulterior, ele nemai având niciun punct de susținere, este o boltă frumoasă, o boltă cu deschidere pentru a se putea aerisi. Am mai văzut astfel de construcții, deși cu o formă puțin diferită. În Portugalia, dacă veți merge, este obiectiv UNESCO, Palatul Sintra. Același motiv, pentru a putea aerisi în mod corespunzător bucătăria. Singura problemă, să spunem așa, era nemulțumirea oaspeților. Se spune că mâncărurile, până ajungeau în palat, erau deja reci. Însă, pentru a proteja palatul de foc, bucătăria a fost construită separat. Lângă poarta care duce spre grădini, grădinile palatului sunt realizate în perioada Martei Bibescu. Să povestim puțin, palatul a trecut prin mai multe perioade, perioade de distrugeri, de
construcție, de restaurare. A trecut din proprietatea lui Constantin Brâncoveanu, după ce acesta a fost decapitat, iar turcii l-au transformat în han. Gândiți-vă, era totuși o rușine pentru un palat boieresc în vremea aceea să fie transformat în han. Să ne gândim puțin, deși hanurile astăzi au o altă însemnătate pentru viața, să spunem, boemă a orașelor și au devenit restaurante faimoase, locuri. La vremea respectivă, la han se opreau negustorii să-și adape cai, uneori să-i potcovească. Chiar aici, în curtea palatului, se spune că era o forfotă, pentru că se desfășurau fel de fel de activități. O parte dintre cei care pregăteau masa curățau legumele, alții potcoveau caii. Însă, după ce a fost transformat în han de către turci, a avut o perioadă de distrugeri. Ulterior, palatul a suferit alte degradări majore în vremea războiului ruso-turc, dar și între anii 1768-1774, când palatul a fost răscumpărat de domnul Ștefan Cantacuzino, urmând a fi trecut în posesia banului Constantin Brâncoveanu, nepot al lui Constantin Brâncoveanu. Acesta a ținut partea rușilor în acest război și din acest motiv palatul a fost distrus. Ulterior, o altă perioadă de distrugere a fost în perioada răscoalei, revoltei lui Tudor Vladimirescu în 1821, când Grigore Brâncoveanu, cel moștenitorul palatului, a fugit la Brașov, nefiind de acord cu această revoltă, iar pandurii lui Tudor Vladimirescu și-au stabilit sediul pentru o perioadă în incinta acestui palat. O perioadă de glorie a palatului a fost perioada când palatul a devenit reședință a familiei Bibescu. Fica adoptivă a Zoei Madrofodat, căsătorită cu Nicolae Bibescu, au cumpărat palatul în 1826. A fost renovat între 1860-1880. Pe lângă renovarea făcută, i s-a mai adăugat o latură, Villa Eschingen, care a devenit practic locuința acestora. Palatul fiind însă deschis spre vizitare, ori de câte ori aceștia aveau oaspeți importanți, însă nefiind folosit astfel. Iar în 1911, o perioadă de glorie a acestui palat, Maria Nicol Dărvar îi vinde lui George Valentin Bibescu, el dorind să-i ofere palatul cadou de nuntă soției sale, Marta Bibescu. Cea mai frumoasă perioadă a palatului începe de fapt în 1912 și durează până în 1945, când Marta Bibescu își dedică o parte din viață restaurării palatului, dar și a grădinilor. Se spune că au fost perioade importante în care arhitecți șefi ai diverselor regate din Europa au venit și și-au adus contribuția la restaurarea acestui palat. Cel puțin arhitectul venețian Domenico Recolto, cel care a restaurat și Biserica Crețulescu din centru, dacă ne amintim puțin, Biserica Crețulescu are tot această fațadă din cărămidă. Palatul a avut inițial frescă. Fresca o mai putem vedea, singura parte a frescei care a fost lăsată este deasupra acestui balcon de pe scara exterioară,
reminiscențe. În rest a fost curățată. În 1920 se știe că Marta Bibescu, după primul război mondial, pentru că palatul a fost sediu în primul război mondial al delegației elvețiene, dar a fost vizitat totuși și de generali nemți. Marta Bibescu a avut grijă împreună cu Regina Maria de soldații care veneau răniți de pe front în primul război mondial. A fost acuzată de colaboraționism cu armata Germaniei și obligată să plece din țară. Inițial în Elveția, a revenit, însă ostilitatea primirii a determinat-o să plece iar și de data aceasta, în 1920, pleacă la Londra, însă cărțile, volumele pe care le-a scris, cu ajutorul lor, vânzărilor, cu acești bani se întoarce și renovează palatul, inclusiv dă o frumusețe grădinilor. Trebuie menționat și faptul că în perioada înainte de Marta Bibescu, în încinta, în curtea palatului, s-a construit și cavoul familiei Bibescu. O să ajungem și acolo. Să ne uităm totuși la frumusețea peisajului care se desfășoară sub ochii noștri, în spatele palatului, unde avem o logie de factură venețiană impresionantă. Practic, aceste spații oarecum închise, cu deschidere doar spre lac, ofereau vizionarea unui apus fabulos. Imaginați-vă că în acea perioadă nu existau toate locuințele pe care le vedeți de jur împrejurul lacului. Astăzi este destul de populată această zonă, acest areal, însă le făcea plăcere să iasă în această logie și să privească apusul de soare. În interiorul palatului, renovarea făcută de Marta Bibescu, atât cât și în grădini, după cum vedeți, sunt aduse elemente decorative din foste grădini ale capitalei, dar și frumusețea interioarelor, frumusețea interioarelor se redă strălucirea din perioada lui Brâncoveanu. Se spune că Brâncoveanu avea la etaj două odăi, dar și sala mare a ospătăriei, unde se ținea divanul domnesc. Alte două camere erau ale domniței. Regăsim în curtea complexului și lei, simboluri tot de factură venețiană, da? Se știe că Veneția a fost un important stat comercial, cunoscut de altfel negustorii acesteia, cunoscuți pe toate mările lumii. Acest părculeț, în perioada anilor în care reședința a fost în proprietatea lui Nicolae Bibescu, a mai beneficiat și de sere. Le vom vedea imediat în spatele casei de oaspeți. Vă spuneam că au fost realizate la Paris, dar montate aici pe loc de arhitecți și ingineri francezi. Nu departe, vedem cavoul familiei Bibescu, unde sunt îngropați și aviatori aparținători acestei familii, dar și descendenți din familia Brâncoveanu. Parcul se întinde până la intrarea în comuna Mogoșoaia.
Iarna este foarte frumos decorat. Sunt foarte multe campanii care se realizează aici pentru protejarea animalelor sau cu ocazia venirii Crăciunului. Sunt căsuțe frumoase, decorative. Transform acest loc într-un loc de basm. Practic, copiii vin cu încântare să vedem și frumusețea și bogăția, varietatea copacilor care sunt de jur împrejur în aceste grădini și frumosul covor de frunze multicolore pe care încă îl putem observa la final de noiembrie. Astăzi, casa de oaspeți este restaurant, dar oferă și locuri de cazare. Palatul este muzeu de artă brâncovenească. Să spunem că în 1949 Valentina Bibescu, fica Martei și a lui Valentin Bibescu, este forțată să cedeze locul, este arestată împreună cu soțul acesteia. Până la urmă pleacă din țară. Astăzi descendenți ai Valentinei Bibescu încearcă retrocedarea palatului, a proprietății. Iar comuniștii naționalizează palatul. Este modificat, se fac restaurări, însă nu se ține cont de stilul arhitectonic de bază. Este trecut totuși în posesia Muzeului de Artă și a Ministerului Culturii și a Muzeului de Artă din București, perioada când o parte dintre opere se păstrează. Dacă veți vedea imagini cu palatul de-a lungul timpului, veți vedea că a fost practic ca o pasăre Phoenix, care a renăscut din propria ei cenușă de cel puțin 4 ori. Datorită celor care l-au privit cu dragoste, care au dorit să-i readucă gloria de odinioară. Vă așteptăm să-l vizitați. În orice anotimp sunteți bineveniți.